dali, 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 dali. Jali, dali, 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 dali. Jali, dali, 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 dali. Ide unda șarcalo, în garta e gașmătă. 12 lucruri despre discriminarea cu mici de la Odorheiu Secuiesc. Vânzătoarea spune că l-a refuzat pe românul furios pentru că ceruse micii fără muștar și a crezut că e bolnav psihic. Acum știe românește? Țiriac a cerut-o pe vânzătoare în căsătorie în limba română și a acceptat. Înduioșător. 13 milioane de români au mâncat mici în semn de solidaritate cu românul nedreptățit. Protest. Un român a mâncat ostentativ o găleată cu mici îndesați într-un chiurtoș. Românii care vor să fie refuzați la Kauflandul din Odorhei trebuie să se grăbească pentru că la 18 închide și săptămâna viitoare vânzătoarea pleacă în concediu la Balvanioș. Patriotism până la stomac. 90% din români ar prefera să învețe maghiară decât să renunțe la mici. La România TV, cuvintele mic și mie foame au fost bipuite că angajații sunt neplătiți și nemâncați de două luni. Andrei Pleșu a plecat spre Odorheiu Secuiesc cu un platou de mici ca să-i ofere românului nemulțumit, dar pe drum i s-a făcut poftă de o gustare și i-a mâncat pe toți. Mai excentric ca niciodată, Rareș Bogdan va avea doi mici în locul Batistei de la costum și în loc de apă o să bea muștar. E deja coloană pe DN1 că mulți n-au fost atenți la știre și au înțeles că la Kauflandul din Odorheiu Secuiesc se dau mici gratis. Represalii. De la fabrica de muștar de la Tecuci a fost expulzat singurul angajat ungur.